Și suntem live. Vă spunem un bun venit tuturor. Este un live mai interesat, un dialog pe care l-am cu Mădălin Potoroacă în această seară. Este, de fapt, un subiect dureros pentru noi. Vuiește internetul și, de fapt, peste tot în lumea evanghelică se aude despre Ravi Zacharias și ceea ce s-a întâmplat cu el în viața lui. Acum lucrurile au ieșit la iveală. Mădălin, îți spun un bun venit. Mulțumesc. Mă bucur să avem din nou alături. Ne-au fost foarte folositoare discuțiile pe care am avut cu tine pe subiectul pornografiei și din punctul ăsta de vedere mi s-a părut foarte prielnic motiv pentru care te-am abordat să avem discuția aceasta astăzi. Dacă ești de acord, te-aș ruga să începem cu rugăciune ca ceea ce discutăm să fie într-un duh creștinesc și să fie de folos tuturor. Da. Doamne Tată, te rog să ne dai Tu Duhul Tău, Doamne, pacea Ta, blândețea Ta, Doamne, dreptatea Ta, sfințenia Ta, Doamne, Duhul Tău, e în primul rând Duhul Sfânt care ne sfințește, ne sfințește și vorbele și mânia și, Doamne, Tu știi că inima mea a fost cuprinsă de revoltă, Doamne, și știu că mânia omului nu luptează de prihănirea lui Dumnezeu. Deci mă rog ca discuția pe care o avem să fie ziditoare, Doamne, să înainteze împărăția Ta, nu să fie cu un prășcat de noroi sau cu, chiar dacă vom discuta subiecte dure și vom încerca să tragem învățături din ele, Doamne. Știm că pe paginile Scripturii Tu ne-ai lăsat să vedem atât de multe căderi și defecte și momente păcătoase din viața autorilor sau personajelor din Scriptură. În viața fiecăruia vedem câte ceva, Doamne, mai puțin în viața Domnului Iisus, care este perfect și vedem că niciun altul nu merită să fie Mântuitorul și nu poate să fie Mântuitorul nostru, ci doar Tu. Dar în același timp, Doamne, Tu ne chem să fim sfinți, că și Tu ești sfânt și mă rog, Doamne, să ne dai echilibru, să ne dai înțelepciune, să ne dai fermitate. Tu spui că cuvântul Tău este inspirat și de folos ca să învețe și mă rog să ne înveți, Doamne, ca să mustre și te rog cei de mustrat să mustri, ca să corecteze și, Doamne, mă rog să ne îndreptăm căile și să învățăm ce anume putem corecta și, în ultimul rând, acolo spui, Doamne, ca să disciplineze îndreptate, ca să facem pași practici, concreți, zilnici, pentru că astfel de tragedii să nu se mai repete și în viețile noastre. Mă rog să nu avem discuția privind de sus, ca și când noi suntem stâmpi în propriile noastre puteri, ci cu smerenie, Doamne, știind că doar pe harul Tău stăm și te rog, folosește Tu timpul ăsta ca să aducă, Doamne, claritate și mângâiere și încurajare și pocăință și orice este nevoie în viețile noastre, Doamne. Te rugăm să faci prin cuvântul Tău, cu Duhul Tău, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Mădălin, plonjăm direct în subiect. Uite, vreau să răspund la o întrebare care se naște probabil în mintea multora care ne ascultă. De ce vorbim noi despre lucrul ăsta? Da, nu este dăunător să ne apucăm noi acum de răscolit în viața unui om care a murit deja și să aducem în discuție lucruri atât de negative și de păcătoase și de scandaloase? Deci, cred că înțelegi că este o reacție naturală și o întrebare naturală, instinctuală a oamenilor și aș vrea să încep cu lucrul ăsta. De ce vrem să vorbim despre subiectul ăsta? Te ascult. Nu-i bârfă. Asta e următoarea întrebare legată de aia. Ne place să dezgropăm morți, să ne hrănim cu cadavre, ce scoatem noi scheleții din dulap. Atitudinea asta a făcut posibil ca Ravi să facă ce a făcut pentru toți anii și ca mulți alți oameni. Atitudinea asta de a ascunde lucrurile sub preș, de a nu le aduce la lumină. O să intrăm astăzi în detalii destul de dureroase despre asta. Știu că multă lume a spus de ce acum, după ce a murit, a ieșit la iveală. Dragilor, lucrurile astea au ieșit la iveală de mult timp și s-a refuzat cu consecvență să se ia în serios. S-a refuzat și Ravi Zacharias International Ministries spune, recunoaște că nu au avut nici măcar un singur interviu cu Ann Thompson. Deci lucrurile nu sunt noi, sunt vechi. Și noi vrem să discutăm despre ele ca să învățăm din ele.
În același motiv din care Duhul lui Dumnezeu a hotărât că este bine să ne spună și despre toate falimentele, începând de la Adam, la Noe, la Avram, la Moise, la David, la oricare din mari oameni ai lui Dumnezeu care au avut parte de falimente foarte mari, de căderi incredibil de șocante. Andrei, mă mai auzi? Da, eu te aud, sigur. Ok, mie mi se păruse că se blochează. Nu, 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 sunt aici. Aș citi un pasaj ca să explic de ce. De ce facem asta? Ezechiel 34. Cuvântul Domnului a venit la mine zicând, Fiul al omului, profețește împotriva păstorilor lui Israel. Profețește și spune-le. Așa vorbește Domnul Dumnezeu păstorilor. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Oare nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncați grăsimea și vă îmbrăcați cu lâna, junghiați boile cele îngrășate, dar nu pașeți turma. Pe cea slabă n-ați întărit-o și pe cea bolnavă nu ați vindecat-o, pe cea rănită nu ați legat-o, pe cea rătăcită nu ați adus-o înapoi, pe cea pierdută nu ați căutat-o, ci le-ați stăpânit cu asuprire și cu asprime. Cele s-au risipit pentru că nu aveau păstor. Au ajuns hrana tuturor fierilor câmpului și s-au risipit. Oile mele rădăceau pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Da, oile mele au fost risipite pe toată întinderea țării și nu este cine să întrebe de ele și să le caute. Unul din efectele dezastroase ale faptului că oile nu sunt păstorite cu adevărat, ci sunt date pe mâna lupilor răpitori, este că se risipesc și devin victime ale diavolului, ale fierilor sălbatice. În continuare zice, de aceea păstorilor ascultați cuvântul Domnului. După cum este adevărat că eu sunt viu, zice Domnul Dumnezeu, tot așa este de adevărat că voi face dreptate, pentru că oile mele au ajuns de jaf și sunt prada tuturor fiarelor câmpului, fiindcă nu au păstor, pentru că păstorii mei n-au avut grijă de oile mele, ci păstorii s-au păscut pe ei înșiși, dar oile mele nu le-au păscut. De aceea păstorilor ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, eu sunt împotriva păstorilor și îmi voi cere înapoi oile din mâinile lor și nu-i voi mai lăsa să-mi pască turma. Nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi scăpa oile din gura lor să nu le mai fie de hrană. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, eu însumi mă voi îngriji de oile mele și le voi căuta. Cum își îngrijește un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi îngriji eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. E o zi plină de nori și negură. E o zi tristă. E o perioadă tristă. Și scopul nostru este să fie atât un avertisment pentru noi ca slujitori, să ne gândim la textul ăsta și la cât de direct îi Dumnezeu zicând, sunt împotriva păstorilor. Dacă voi nu faceți ce trebuie să faceți, le voi lua de la voi și pe voi vă voi judeca. Și în același timp ne dorim să oferim speranță celor care au avut parte de abuzuri sau sunt în biserici cu abuz sau să fie conștienți că lucrurile astea se pot întâmpla. Și să vadă că Dumnezeu însuși promite aici că El este păstorul lor care se îngrijește de ele și în ziua asta de negură le va strânge pe toate înapoi. E ușor când ești dezamăgit de un lider mare să-ți vină să renunți la tot. Și unul din lucrurile care vrem e să vorbim sincer despre lucrurile astea, pentru că, cum Ravi Zaharia spunea, adevărul trebuie să fie crucial, adevărul trebuie să fie central. Și atunci adevărul, inclusiv despre el, trebuie să fie adus la lumină. Cum Scriptura nu se rușinează să aducă păcatele oamenilor mari în vedere, trebuie și noi cu onestitate să le aducem și apoi să tragem niște concluzii și niște lecții din situațiile astea. Deci o facem nu cu un spirit, să zic eu, așa morbid, de a ne place să băgăm bățul în tot felul de locuri. Nu, și cu smerenie știind că lucrurile astea s-au întâmplat în ultimul timp destul de des, în mai multe cazuri, s-au întâmplat inclusiv în România și vreau să vă aduc aminte doar două exemple. Un șarlatan mai ușor de deconspirat decât Tony Anthony, rar a fost dat lumii.
Gândiți-vă că în momentul în care omul ăsta pretindea că e de 4 ori campion mondial la Kung Fu, deși nici măcar nu avea postură de sportiv, era un papagal din perspectiva mea. Nu se vedea oricine a făcut un pic de nu știu, sport sau s-a bătut vreodată în spatele blocului și te dea seama că ăsta nu știu ce mare sportiv. Avea niște minciuni extraordinare care puteai să-l prinzi din multe unghiuri cu minciuna. La un moment dat, bordul lui, exact ca la RSIM, bordul lui a spus că minte. Cei care au publicat cartea, au retras cartea și dădeau banii înapoi la oricine le cerea. Alianța Evanghelică din UK i-a retras ordinarea. Și cu toate astea, el era invitat în România să spună aceleași minciuni. Eu l-am confruntat personal pe Tony Anthony la Cluj și pe organizatori, pentru că omul, vă dau doar un exemplu, mințea că o cărat un ceaun cu lavă, nu mai știu de câte zeci de kg, 100 de kg, cu mâinile așa, ieșind dintr-o peșteră cu el. Și am zis, frate Tony, uite, eu aici am ieșit osul din mână, am în cărana, eram copil atunci. Vreau să văd încheieturile alea, că tu cărai lavă. Deci vreau să văd, poți să ridici o sticlă de 2 litri cu mâna așa. Deci, niște aberații extraordinare, dar ele n-au fost suficiente ca să se activeze discernământul creștinilor, să zică, măi, omul ăsta aberează. Deși era dovedit, țin minte că i-am scris la fratele Daniel Brânzei cu vreo 10 ani înainte să fie el deconspirat, arătându-i din surse credibile, nu știu, 2006, cred că, 2007, eu i-am arătat. El a postat lucrul ăsta, după care alții, fratele Cristian Bărbosu și alții care îl cunoșteau și îl plimbau pe Tony Anthony, pe la Peniel, pe la tot locul și... Nu, cum e la pocăiți, scoatem ursul la circ, i-au spus că, dar cine sunt eu și de ce să mă creadă pe mine? Că ei îl cunosc și e un om credibil. Și fratele Daniel Brânzei a retras articolul care l-am trimis. După ce a fost deconspirat, i-am trimis încă o dată la fratele Daniel. Zic, uite frate, 10 ani de șelătorie și de prăduit biserica puteau fi evitați. Și spre creditul lui mi-a răspuns, uite, asta îmi demonstrează încă o dată că n-ar trebui să-mi bag acolo unde nu-mi fierbe oala și că am greșit și o recunoscut. Dar gândiți-vă un pic, omul ăsta era de o înșelătorie, nu știu eu, evidentă. Cred că în continuare, cu Avanti, asociația lui închisă, cu cartea retrasă, și el este încă invitat să spună fabulațiile lui. Deci de ce facem investigația asta? Pentru că Biserica Evanghelică din România suferă groaznic din lipsă de discernământ. Cuvântul ne avertizează că poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Atunci când nu există discernământ, mai ales într-o vreme care este caracterizată de apostazie, pentru că așa ne avertizează Domnul Iisus, că vremurile din urmă sunt caracterizate de înșelătorie. E foarte important să dezvolți anticorpi, să înveți să deosebești duhurile, să deosebești învățăturile. Al doilea exemplu cu Titel Maghiar. Gândiți-vă, niște fete din Elveția, din Granz, se plictiseau și au inventat un personaj fictiv care era mare misionar. S-au strâns biserici la post, s-au făcut fonduri, Daniel, iară, fratele Cristian Bărbos are ghinion la din ăștia, iar era implicat, susținea că el îl cunoaște. Fetele respective i-au făcut cont de Facebook în numele lui Cristian Bărbosu, scriau la alții în numele lui că el îl certifică, îi făcuseră o adresă de e-mail falsă, deci s-a implicat. Până la FBI au ajuns, dar biserica, vă dau un nume, dacă vreți, detaliile alea sunt cunoscute. Fratele Corce de la Speranța o deconspirat într-un mod extrem de profesionist toată povestea aia, au găsit exact cine erau, a cui erau pozele cu Titel Maghiar, personajul fictiv inventat. Gândiți-vă că făcuseră înregistrări audio, a fost o îmbârligătură imensă și o grămadă de oameni creduli susțineau până în pânzele albe. Exact cum și acum, nu degeaba în Biblia ne fața zice că lucrurilor suntem oi. Evidente. Cum? Nu degeaba Biblia ne spune că suntem ca niște oi. Da, eu sper să începem să ne deșteptăm un pic. Încă Dumnezeu nu ne zice să fim, cum zice Steinhardt, niciunde în Scriptură Dumnezeu nu ne poruncește să fim proști. Da, să fim blânzi, smeriți, dar proști nu. Corect. Amin. Bun. Deci,
Am dat exemplele astea doar ca să înțelegem că e important să exercităm discernământ. Asta nu înseamnă să fii cinic, să nu mai ai încredere în nimeni, că toți sunt o apă și un pământ, tot. Nu. Dar în același timp să examinăm. Biblia ne cheamă din nou și din nou. Examinați duhurile, inclusiv în contextul vorbirii în prorocii și vorbirii în limbi, în Corinteni, se zice să examineze. Domnul Iisus, când este întrebat care va fi semnul venirii tale, Matei 24, primul lucru care îl spune este vegheați, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți în numele meu. Uitați cum textul citit, se hrănesc cu turma, se îmbracă cu lâna ei și se pasc pe ei înșiși. Asta e ceva care se întâmpla cu multe secole în urmă. Deci nu e un lucru nou, nu e un lucru apărut din America. Aici vorbește Dumnezeu cu profetul Ezechiel în Israel. Da, Mădălin, uite, când m-am gândit să fac interviul ăsta cu tine, ți-am și spus direct în discuția dintre noi doi, prima întrebare pe care ți-aș fi spus-o, dar am vrut să introducem puțin mai pe larg, este asta. Eu, Andrei Croitoru, care sunt un slujitor obișnuit în Biserica Evanghelică din Șasa, care mai sunt și eu invitat prin anumite locuri, la o evangelizare, la o predicare. Sunt și eu un slujitor, da? Ce am eu de învățat? Pentru că am citit zeci de comentarii și de mesaje pe internet în care cumva parcă slujitorii se poziționau cumva din exterior și ăsta este sentimentul meu. Poate ei nu au vrut să transmită lucrul ăsta și cumva judecau, da măi, uite ce anomalie s-a întâmplat lui ăsta, ca și cum nouă niciodată nu ni s-ar putea întâmpla absolut nimic din ce i s-a întâmplat sau din ceea ce a făcut acest om. Așa că eu te întreb frontal, de la bun început, chiar dacă vei avea anumite concluzii la final, să îmi spui ce învăț eu, fratele Andrei, slujitorul Andrei Croitoru, din povestea acestui om, din tragedia pe care acest om a creat-o prin păcatul lui. Ce învăț eu? Ce mi-ai spune tu mie? Dacă ai avea câteva minute, ce mi-ai spune tu mie? Uite, asta, asta, asta și asta. Fii atent la asta, asta. Pentru că eu, Andrei, pot să fiu acum, Mădălin, în niște cadre la fel de periculoase în care au fost Ravi. Doar că nu s-a, cum zic, n-a venit ispita suficient de puternică ca să dau cu capul. Înțelegi? De asta eu am nevoie ca cineva să-mi spună, uite, fii atent la cadrele astea, la situațiile astea. Astea sunt ispitele care merg cu lucrurile respective. Da. Te ascult. Andrei, zic sincer, când am auzit prima oară, m-am gândit la tine. Dintre toți prietenii și toți slujitorii, primul care mi-a venit în minte ești tu. Și mă gândeam lucruri care ți le-am zis și personal. Frate, cine veghează asupra sufletului tău? Cine spune întrebări grele? Cui dai socoteală? Ravi nu a alunecat de pe o zi pe alta. A fost un proces lung. O să discutăm despre cât de absentă din povestea și din viața lui Ravi era biserica locală. O să vedem cum că un om care călătorește mult, cum ești și tu, care vorbește ba acolo, ba acolo, ba acolo, dar care n-are timp să stea destul de mult cu alții încât să-i simtă că îi miroase gura, ca să zic așa. Adică, domnule, te cunosc atât de bine încât îți văd și defectele, încât îți văd înclinațiile. E ușor. Tot ce s-a întâmplat, nu numai cu Ravi, ci cu multe alte căderi din ultimul timp, și cu Bill Hybels, și cu John Orberg, și cu Mark Driscoll, și cu Carl Carl Lentz, și Lenz. cu atâția, este pe platforma asta a vedetismului creștin. Și cred că, în mod specific, tu ești mai expus la pericolul ăsta decât sunt eu, de fapt. Nu pentru că, pur și simplu, tu ești mai public. Și cu cât cineva devine mai public, cu atât devine mai ușor să-ți spui că merit un reward, cum o numit Ravi, pe femeia respectivă. Mie mi se cuvin anumite lucruri. Uite, oamenii din Biblie, unii dintre ei au avut circumstanțe speciale, iar eu sunt un caz special, pentru că uite câtă lume mă ascultă, uite câți oameni sunt ajutați, uite, milioane de oameni sunt în pericol dacă eu cad. Și căderea, ne spune Biblia, vine în urma mândriei. Și mândria e foarte asociată cu notorietatea, cu influența, cu faimă, da? Și cu banii. Interesant să vezi că pe măsură ce influența lui Ravi creștea, atât cheltuielile și nevoile lui au început să crească. Lucrurile astea s-au întâmplat, uite un exemplu interesant în opoziție, Piper.
John Piper a început să vândă cărți, să facă, să devină cunoscut. S-a dus la elderii lui, da? Că el a stat în aceeași biserică sub, deci, cu un board de elder, și le-a spus, noi trebuie de la început să negociem un salar care ăla să ajungă pentru nevoile noastre, și era un salar obișnuit pentru Minneapolis, și indiferent cât de mulți bani intră din cărți, din toate, banii nu trebuie să ajungă la mine. Întreba el, care sunt zidurile de protecție pe care tu ți le pui în domeniile specifice? De exemplu, tu călătorești mult, întrebarea mea e, singur, cu soția, cu copiii, unde dormi, cu cine petreci timp? Vrei Minte să-ți că răspund? Am povestit. Da. Uite, de vreau exemplu, să-ți răspund ție, în primul rând. Da, da, da. Uite, de exemplu, dar nu neapărat mi-am luat ca o măsură de siguranță, ci datorită faptului că este o măsură de siguranță, dar datorită faptului că așa mi se pare mie normal. Eu oriunde m-aș duce în țară, în general, în proporție de 99%, dorm la slujitorii care mă invită și când pot iau pe cineva cu mine, când am frați care vor să mă însoțească, mi este și mai ușor la drum, la călătorie și așa mai departe, și de obicei nu dorm peste noapte nicăieri. Adică eu întotdeauna, ăsta e păcatul meu, ajung mai repede acasă decât ar trebui, știi? Nu-i felul meu, nu pot să mă duc să... Mi-e foarte greu să dorm pe la alte case. Și cred că sunt niște măsuri de siguranță pe care trebuie să și le ia cineva. Acum, știi cum e? Uite, eu de exemplu am hotărât cu soția să nu mergem în un loc unde nu putem merge împreună. Și de obicei când sunt invitat undeva, chiar am fost cu Santos și am făcut un turneu destul de lung, am mers în absolut toate locurile cu soția și copiii. Și dacă nu pot să merg cu ei, nu merg, știi? Dar ăsta e doar un exemplu de măsuri care poți să ți le iei pentru a nu, și nu neapărat a nu fi ispitit, ci pentru a nu fi, pentru a nu putea fi acuzat măcar. Pentru a nu da muniție. Pentru poate nu ești. Exact, poate tu nu ești ispitit. Dar frate, vine cineva și zice că s-a întâmplat ceva fals în hotel, nu știu cum. Să nu poată să-ți însceneze. Era soția cu mine. Da, ai vrut să spui ceva, scuze. Da, zilele astea m-am gândit la următorul lucru. Asta e o paranteză foarte scurtă, poate dau un răspuns. Cred că nu putem porni atunci când discutăm cu cineva de la presupoziția că el este vinovat și atunci să cerem dovezi la cineva că nu este vinovat. Că la fel cum discutam și astăzi, oricine poate să scoată zvonuri despre oricine și să spună orice. Noi putem, știi, americanii zic, nu ești vinovat până când dovedești tu că nu ești vinovat. Nu, ești nevinovat până cineva dovedește că ești vinovat. Ceea ce în cazul ăsta s-a dovedit cu vârf și îndesat. Și bine, despre asta o să spui tu mai multe. Continuă, te rog. Da. Vreau să-ți mai dau două exemple. La un moment dat, soția mea a avut o problemă de sănătate și era la pat. Și noi eram într-un grup mic, o biserică mică, 10 oameni, și una din fetele din grup care se întorsese prin noi fusese plecată pentru o perioadă lungă de timp și ne-am întâlnit pe stradă și când ne-am văzut, ne-am luat în brațe. Soția mea fiind bolnavă la pat, o soră din Biserica Baptistă, care aveam o relație apropiată, ca un fel de mentorat, a văzut asta de pe geamul ei, de la bucătărie. Și la prima întâlnire m-a abordat și mi-a zis, Mătălin, gândește-te că cineva ar fi văzut faza asta, cum eu am văzut-o, și știe că Aghi, soția ta, este bolnavă la pat, ce ar putea înțelege? Zic sincer, m-a șocat lucrul ăsta. Și ea mi-a vorbit, cred că atunci, prima oară despre a nu fi niciodată singur cu o femeie. Și în al doilea exemplu care am vrut să-l dau, eram într-o biserică în Oltenia, țineam un grup de tineri, vorbeam cu ei și una din fete era foarte neastâmpărată, e așa, scăpăra ochii de curvie, cum zice Scriptura, și a venit aproape de mine și la un moment dat o sărit pur și simplu să mă sărute de față cu toată lumea în biserică. Noroc că am avut reacție și am prins-o de față și am prins înapoi. Puștai că la 16 ani. Data duminica următoare când am venit, ea fugise deja în lume cu unul din sat. Genul ăsta de situații se pot întâmpla în nu trebuie neapărat tu să le cauți. Dar ce e important, Andrei, este că în cazul lui Ravi, părerea mea personală e că astea nu s-au întâmplat, n-a fost o cădere a unui om care
a umblat cu Dumnezeu toată viața lui și la final Satan, ca să distrugă credibilitatea creștinismului, a atacat pe cel mai mare apologet creștin și prin asta ne-a dat o lovitură bisericii și toți. Eu cred că lecția lui este mai mult despre ipocrizie, despre cum sunt oameni cu două fețe care pretind ceva, predică ceva și trăiesc cu totul altceva. Și o să încerc să justific de ce asta. Da, atunci da. lecția este lecția este că Dumnezeu te va expune dacă ești așa. Lecția da. pentru slujitori este că păcatul te va găsi. Că orice lucru înălțat înaintea oamenilor este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și că vine o vreme în care chiar dacă nu vei păți carabii să iasă, dar vine o vreme când va fi o judecată mare și întreg universul va afla cine ai fost tu de fapt. Și nu știu dacă te ajută cu ceva să râzi atunci și zici, da, dar măcar i-am păcălit pe toți. Ok, dar vei merge în iad și vei suferi pentru eternitate mânia lui Dumnezeu. Așa că dacă în cazul lui Ravi, un om cu atâta influență, cu atâția bani, cu cea mai mare organizație apologetică din lume, cu peste 35 de sucursale în lume, cu sute de vorbitori, tot n-a putut, și un om deștept, care folosea mesaje criptate și da, încerca să-și ascundă cât de mult putea urmele păcatului, tot a ieșit la iveală. Dumnezeu va face dreptate. Și dacă ești ipocrit, e o chemare la pocăință. E o chemare să te temi de Dumnezeu și să renunți la viața ta ipocrită, să cauți ajutor și să nu tratezi evlavia ca o sursă de câștig. Să nu tratezi un rol spiritual ca pe o sursă de a mulge și de a mânca din turmă în timp ce te paști pe tine însuți. Pentru că marele păstor va face dreptate și el este împotriva ta. Și asta e o chemare serioasă, solemnă, de a ne cerceta inimile și a ne întreba, Doamne, sunt eu cu adevărat dedicație? Sau în inima mea clocotesc aceleași pofte? Sunt eu iubitor de plăceri mai mult decât de Dumnezeu? Am eu doar o formă de evlavie, dar care n-are putere? Prăduiesc pe alții? Îi consider o sursă de câștig? Sau sunt eu slujitorul lor? Știi? Și eu cred că asta e o lecție foarte importantă. Și n-am prea auzit multă lume discutând despre asta. Uite, dacă ai putea să spui pe scurt, dacă cineva ți-ar spune, Mădălin, eu sunt de acord că tot ce spui tu s-a întâmplat și tot ce vei dovedi în continuare și așa mai departe, dar nu prin asta noi dăm muniție celor care caută oricum să se depărteze de biserică, nu vor să stea sub autoritatea unor lideri, de acum o să aibă scuze să zică, da mă, n-are niciun sens să te duci, că și la pocăiți și la creștini sunt numai ipocriți și acolo tot felul de nenorociți și de hoți, cum este în realitate, da, în multe cazuri. Nu mai bine am lăsat focul ăsta să se stingă și noi pocăiții să nu facem noi mai multă vâlvă decât fac alții. Ce zici, dacă ți-ar spune cineva așa? Păi ce crezi, mi-a spus cineva așa ceva până acum? Eu cred că majoritatea pocăiților spun așa. Da. Poate este o exagerare, că n-am făcut o statistică, dar mulți spun așa. Da. Ce interesant e că fix asta, pe asta se baza Ravi. Și Ravi însăși nu a fost sub autoritatea unei biserici locale. Nu știu dacă se știe asta, el era ordinat ca pastor într-o denominație care au avut două procese, dacă să-l pună sub disciplină sau nu, 2017 și acum au redeschis în final de 2020. Dar el călătorea mare parte din viață și era exact genul de om pe care tu îl descriai. El nu era sub autoritatea nimănui. Cui dădea socoteală, Ravi? Gândește-te că el, pe autonomia asta independentă, și-a creat un astfel de sistem care din afară să pară că el este un om integru care dă socoteală. În realitate, lucrul ăsta era foarte departe de adevăr. El nu folosea adresa de e-mail de la asociația care îi purta numele. Toți angajații lui trebuiau să o folosească, el nu o folosea. El nu folosea telefonul de la wireless-ul măcar. Aveau o rețea de wireless privată cu protecție și el o folosea pe aia publică. De ce? De ce? Doar ca să-și ascundă urmele, doar ca nimeni să nu-l deconspire, să nu găsească. Deci, acum, asta e
esența, ok, eu trăiesc, eu cu Isus suntem majoritatea, trăiesc cum vreau eu. Asta a făcut Rabbi și uitați unde a ajuns. Dar în al doilea rând, dăm noi muniție sau nu? Nu noi dăm muniție, Rabbi dă. El a dat și o grămadă de alții dau. Și lumea, știți ce e trist? Nu biserica l-a deconspirat. Toată povestea asta a pornit de la un ateu. E trist că Dumnezeu trebuie să ridice atei care îl căutau pe Dumnezeu, care au început să-l asculte pe Rabbi cu scopul de a înțelege mai multe despre creștinism și să descopere că e fals și să înceapă să investigheze un avocat ateu, să demaște un ipocrit. Și în timp ce lumea ne arată lucrurile astea, și din nou și din nou știm și în România, da? Cazuri foarte cunoscute de lideri mari care au fost deconspirați de către ziarele seculare, care s-au dus la Arhiva Securității și au arătat cine-i cine. Ok? Deci, și lumea când vede asta, își pune o întrebare. Suntem noi mai asemănători cu mafia siciliană care își apără pe ei orice ar fi? Sau umblăm în adevăr așa cum pretindem și atacăm păcatul atunci când îl vedem, indiferent că e la noi sau la alții? Da, Aceiași oameni care zic lucrul ăsta, când e vorba de cineva dintre noi, le face o plăcere deosebită să vorbească despre păcatele și imoralitatea sexuală din Biserica Ortodoxă sau Catolică, pentru că ai face să îi ridice pe ei. Dacă eu am nevoie să ascund lucruri și să trăiesc în minciună ca să cred că îl slujesc pe Dumnezeu, Biblia vorbește pe subiectul ăsta, nu e vreo inovație. Am vrut să deschid la Roman 2, dar zic versetul că îl știu. Deci, de ce să nu mințim pentru că adevărul lui Dumnezeu să fie înălțat, nu? Cum spun unii că facem noi. Zice, nu, judecata acestor oameni este dreaptă. Dumnezeu nu ne zice să ne slujim de minciună, de înșelătorie, de ascunzișuri. Ce Ravi au făcut, în mod normal, și cei care au contribuit la asta, trebuie să plătească în fața legii, nu doar a bisericii. Sunt diferite sfere de autoritate. Când cineva încalcă legea statului, el este responsabil și înaintea statului. Biserica nu poate exclude pe dregător, ne zice Roman 13. El nu poartă sabia degeaba, el e slujitorul lui Dumnezeu. Așa că dacă, într-adevăr, lucrurile sunt atât de grave cât eu cred că sunt, cei de la RZIM și familia, în care știu că multă lume acum plânge și se roagă, ar trebui să dea socoteală în fața autorităților. Și cred că o astfel de atitudine va face lumea să ne ia în serios, văzând că noi nu ținem partea prădătorilor, ci a victimei. Domnul Iisus a murit fiind răstignit, într-un fel fiind victimizat de către liderii puternici care gândeau așa. Ziceau, nu știți că este în interesul nostru să moară un om ca să salvăm tot poporul? Vrei ca milioane de oameni să meargă în iad? Îi spunea Ravi la o femeie pe care o forța să se culce cu el și să tacă din gură, amenințându-o, excrocându-o, să zic așa. Ăla e abuz psihologic, spiritual și sexual la un loc. Spunându-i ei că dacă tu mă deconspiri pe mine, milioane de oameni vor merge în iad din cauza ta pentru că îmi distrugi reputația. Nu, Mie mi se Ravi, pare și o, ție trebuia tu să-ți iei exact. asta. Și mi se pare și o percepție super pelagiană despre mântuire, adică mântuirea tuturor oamenilor care au legătură cu mine stă în mine, știi? Și atunci îți pui întrebarea, bun, oamenii ăia, în ce fel sunt legați de Hristos, cumva cu cordon ombilical prin mine, eu condiționez mântuirea lor și relația lor cu Hristos, adică rolul meu ca slujitor nu-i ca să-i pun pe ei într-o relație directă cu Hristos, nu cu mine. Ca atunci când orice s-ar întâmpla cu mine, ei să zică, păi, da, spune. Dar tu îți dai seama ce fumuri de beție, de mândrie să ai în cap, să crezi că tu ții în spate milioane de oameni. Tu ești Da. știi, mântuitorul lor în timp ce tu abuzezi sexual atâtea femei. Da, uite, Vezi cum păcatul ne nebunește de cap. Uite, Încât tu știi că trăiești o viață duplicitară. Din fericire pentru mine că Spune-ne. întrebai cui dai socoteală, cui asta, unul din prietenii, să zic, a mei și cel căruia i-am dat obligat socoteală în tinerețe a fost tata și cel cu care vorbesc aproape zilnic acum e tot tata, dar la un moment dat când am început să slujesc și așa mai departe, tata mai vorbea câteodată cu mine și îmi spunea, Andrei,
Eu aveam nevoie de încurajare, așa credeam atunci. Andrei, să nu uiți, ești un mare zero. Știi ce mă desufla? Mă durea, mă afecta într-un mod negativ lucrul ăsta. Mi se părea, băi, în loc să mă încurajeze și el, să mă bată puțin pe umăr, să mângâie pe căpușori, tata îmi spune că sunt mare zero. Să-mi supre era... în pânză. Da, nu, dar băi, așa credeam eu că am nevoie puțin de încurajare și exact ce spuneai tu, băi, am nevoie și... Am nevoie de un premiu, de o răsplată, am nevoie că am și eu, merit și o puțină relaxare după slujirea asta pe care am făcut-o lui Dumnezeu, știi? Și parcă tata ce făcea era în ton cu ce spune Domnul Iisus. Bă, dacă ați făcut tot, ceea ce nu-i cazul, nimeni nu face tot, dacă ați făcut tot ce vi s-a spus să faceți, să spuneți, suntem niște robi netremnici, am făcut ce eram datori să facem. Da. Uite, ai spus câte ceva despre cine este Ravi, continuă. Poate intrăm în... Da, intrăm în cine este Ravi imediat. Am vrut doar să zic o expresie care mi-a zicea și mie fratele meu ca să mă smerească, tot așa că de o palmă din asta după cap. Îmi zicea că omul smerit nu poate fi înjosit. Și când mă ridicam eu, mă umflam pe acolo, zicea, micuțu, stai pe burtă că e apa mică. Îmi dădea așa cât un bobărnac din asta, stai pe burtă că e apa mică. Când mă mai durea că mă acuza cineva pe nedrept sau nu știu ce, îmi zicea că un om smerit nu poate fi înjosit. Dacă ești pe burtă, te mai poate trage cineva pe jos? Da, și gândește-te și interviul ăsta. Păi cine ești tu, mă, să vorbești, mă? Ce m-am trezit? De tine ori și glumit deja, ți-am zis astăzi, că nu așteptăm emisiunea de la Andrei Croitor. Dar păi de asta te-am băgat pe tine, știi, ca să nu mai glumească de mine. Păi da, dar gândește-te că îți atragi, știi, acuzații, știi? Poate lumea se întreabă chiar sincer, măi, dar de ce te bași să discuți subiectul ăsta, da, știi? Da, vreau da, să vă dar zic eu, că am uite, fost botezat dacă mă întreb de pe un mine, om care a fost pedofil, spune. Știi? Uh-huh. Deci am fost botezat de un om care a fost pedofil. Celălalt om care m-a botezat, erau doi în momentul respectiv, acum e ateu și își bate joc de Dumnezeu. Biserica respectivă a fost devastată de revelațiile respective. Am fost implicat în a încerca să aducem în fața legii acel om care a adoptat 17 copii, 17 băieți pe care i-a abuzat. A fost o situație groaznică. Nu de la distanță vă spun despre cât de dureros e să vezi suferința și trauma celor care au fost, nu doar a celor care au fost abuzați direct. Fratele meu a fost căsătorit, botezat, își lăsa fiica cu acel om. Au fost ani în care el nu mai putea să înțeleagă nimic despre Dumnezeu, în care nu mai putut să se roage. Un alt prieten care era și un mentor chiar pentru mine, care m-a ajutat să înțeleg cine e omul ăla și să ies de acolo, spunea, eu am fost botezat de omul ăsta, botezul meu mai e valid, care fusese misionar, implicat într-o grămadă de locuri, își punea la îndoială aproape toate experiențele, pentru că cum putea omul ăla să vorbească cu atâta putere din cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce avea un apartament unde avea un prostituat cu care se întâlnea regulat și predica împotriva homosexualității, de nu-ți venea să crezi, și pe lângă asta să mai și abuzeze copiii pe care îi adoptase, pe care îi luase din orfelină. Deci am fost acolo, am experimentat eu șocul și suferința. Am fost când am confruntat prima oară pe acești doi pastori, m-am dus, Andrei, cu o listă de lucruri care le credeam despre ei și credeam că sunt greșite. Și după ce am discutat, eu pe cealaltă parte aveam lista cu ce o să-mi răspundă mie ca și contraargumente, cum o să încerce să o sucească. După ce au zis toate lucrurile alea, le-am arătat, uite, eu n-am pix, eu știam că o să ziceți toate lucrurile astea. Și mi-au zis, știi de ce știai? Pentru că Duhul Sfânt te-a convins de lucrurile astea și știi că le-ai adevărul și ești înșelat. Andrei, am plecat de acolo convins că așa e. Am plâns două zile de cât de rea e inima mea, puterea de manipulare a unui abuzator inspirat demonic. E extraordinar. După două zile stăteam pe geam, uitam plângând pe geam, gândindu-mă cum pot să fiu atât de rău, să mă ridic împotriva unsului Domnului și toate textele alea le-au dat în mine. Eram și nou convertit, aveam mai puțin de un an de când mă întorsesem la Dumnezeu. Pur și simplu, Dumnezeu, prin cuvântul lui, m-a scos din starea aia și m-a ajutat să-mi dau seama că eram, de fapt, manipulat și că ăla era un abuz. Apoi, după aia, s-a dovedit cine erau oamenii ăștia și ce fel de lucruri făceau. Dar știu cât de dureros și de groaznic poate să fie pentru sufletul unui creștin
Și mai mult, când omul ăla e o persoană de autoritate care vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, pe care vrei, nu vrei, tu îl asociezi cu Dumnezeu. Tu simți că Dumnezeu împreună cu el îți face rău. Gândiți-vă că Ravi spunea la femeia despre care am discutat înainte că ea este un premiu dat lui de către Dumnezeu pentru că toată viața l-a slujit pe el. Ea trebuie să suporte violurile lui, să nu spună la nimeni, pentru că el este un om special și Dumnezeu i-a dat un premiu, un reward pe ea. Ce imagine avea despre Dumnezeu? Cum îl vedea pe Dumnezeu Tatăl? Ca fiind tatăl ei, un bun. Gândiți-vă pentru soții acestor femei, cum e Brad al lui Anne Thompson. Gândiți-vă la copiilor. Gândiți-vă la biserici care au fost afectate, pentru că păcatul lasă ca niște unde, care chiar dacă nu știi de unde vin, ele se răspândesc. De asta e un subiect care trebuie abordat. Și din păcate, n-aș fi vrut, dar eu înțeleg, nu pentru că am trecut direct prin abuzul de genul ăla. Dar cunosc nu numai exemplul pe care vi l-am zis înainte, ci cunosc multe exemple din biserici evanghelice cu întâmplări de genul ăsta. Și din păcate, Andrei, în România nu există nici un fel de asociație care să ofere specific ajutor pe partea asta de abuz spiritual sau sexual. Dacă mâine mă chem să predic la voi la biserică, nu mă autoinvit, dau un exemplu, nu cred că vin și dacă mă chem că e departe, dar Nu dacă te mă chemăm, chem, nu te chemăm. zicem, mulțumesc. Să zicem că aveți grupă cu copii, nu știu dacă aveți, și Nu avem. Aletea, fiica mea, ar merge acolo și când am terminat programul, ar veni la mine și mi-ar zice, tati, uite, la jumatea programului eu m-am dus la toaletă și fratele X o veni să-mi arate unde îi, dar o intra peste mine și m-a atins și mi-a făcut și, da? Și eu aș veni după program, da? I-am spune lucrul ăsta la voi, la lideri, și a zice, X a încercat să abuzeze fata mea. Ce faci, Andrei? Mă crezi? Îl crezi L-aș pe el? bate. Dar de unde știi că e adevărat? Atunci un ateu trebuie doar să-și ia copilul să ducă prin toate bisericile și ne închide pe toate. De unde știi? Când Da. crezi? Cum crezi? Cum reacționezi? Anunți autoritățile. Noi nu avem niciun fel de proceduri în biserici să știm cum să reacționezi. Vin Ca și niște cum n-ar copii și spun exista că lucrurile tata. astea. Exact. Nu avem Pe când ele proceduri, nu avem există. niciun mecanism ca și cum, bă, nu e cazul la noi, noi suntem în regulă. Da. Vă învățați la seminar teologic ceva despre chestia asta? Cum să vă pregătiți, cum să faceți față, cum să investighezi. Dacă o soție se plânge de soț că face anumite lucruri copiilor, am acum niște cazuri de genul ăsta, am trimis protecția copilului acolo și s-a demonstrat că nu era cum a spus mama. Dar gândește-te, sunt niște chestii extrem de dureroase care, din păcate, încă o dată zic, la mine ajung destul de des. Și se întâmplă sub radar. Știi de ce? Pentru că, dar ce ajută să vorbim despre asta? Dăm doar muniție la cei care atacă biserica. Noi nu vorbim despre asta. Ce facem prin asta? Condamnăm victimele să tacă, le zicem că și dacă vorbești oricum nu te ascultăm și creăm cadru perfect pentru pedofili și pentru abuzatori ca ei să poată să continue. Să știți că ei, pedofilii, spun că între cele mai bune locuri unde poți să găsești victime sunt bisericile. Cred că e top 1. Ei spun asta. De ce? Pentru că știu de mentalitatea asta, de hai să ascundem, hai să tăcem. Și atunci e foarte ușor să continui an și an la rând, fără să fii prins. Sau dacă ești prins, să se închidă ochii. Încă o dată zic, în cazul lui Ravi, nimeni nu a investigat direct, nu a intermediat victima care îl expusese. După ce el a plătit un contract de confidențialitate cu 250.000 de dolari, el l-a plătit. Păi de ce ar plăti cineva? Dați-mi un singur motiv plauzibil posibil în lumea asta pentru care cineva acuzat pe nedrept, zicea el, de către un cuplu care încearcă să stoarcă bani, de ce ai plătit tu să tacă din gură și să aibă un contract de confidențialitate? Nu trebuia asta în sine să fie cel mai mare red flag. Și nimeni dintre cei care ziceau că sunt responsabili asupra lui și acum se pocăiesc de lucrul ăsta, n-au crezut-o pe ea
Dar nici măcar n-au întrebat-o, n-au stat să o asculte, să-i asculte povestea. În timp ce femeia asta se vede acum, avea o grămadă de dovezi, avea jurnalul apelurilor între ei, avea cadouri pe care le primise cu chitanțele pe care Ravi le trimisese ei, avea scrisori de la el, în care, mail-uri, în care spunea omul niște lucruri, o să vedem câteva. Deci, și nimeni n-a vrut să vadă dovezile alea. Iar acum zic, a, păi după ce a murit, acum v-ați trezit. Fraților, discuția e veche. Doar că atitudinea asta nu a dat voie să se discute cât timp era încă în viață. Bun. Cine e Ravi? Zici și Exact, tu un hai să pic. intrăm. Spune tu, frate, cine este? Ravi este considerat. Spune-ne. Nu, spune tu. Prezintă. Zic, el este considerat cel mai mare apologet al secolului nostru. La înmormântarea lui Mike Pence, da, vicepreședintele Americii, a participat și l-a considerat, l-a înălțat în slăv. Toată lumea vorbea despre el ca fiind un erou al credinței. De ce, Doamna, Mădălin? părerea mea Ce personală. pregătire are el? Primul scandal a început pe partea asta cu pregătirea lui. Ok. Dacă te rog, deschide primul video care ți l-am trimis, dovezi cu privire Ok. la Și dau minciunile lui drumul Ravi. sau încă nu? Da. Ne Ok. uităm un pic la el, Ok, despre uite acum. titlurile sale academice de Mr. profesor Zacharias la Oxford și la Zacharias has Cambridge. never enrolled at the University of Cambridge. He merely audited classes there for one semester in 1990. This has not stopped him from telling fans and donors that he was educated in Cambridge and from claiming that he studied under various renowned Cambridge scholars who he refers to as my professors. I studied at Cambridge for some time. One of my professors of quantum theory there, John Polkinghorne. I remember in my days at Cambridge studying under a quantum physicist, John Polkinghorne. I studied under John Polkinghorne at Cambridge University, my professor of quantum, John Polkinghorne, at Cambridge University. My work in Cambridge University was in the Romantic poets. In my studies in English literature at Cambridge. I studied at Cambridge. Doing my studies at Cambridge. Under the philosophy department at Cambridge. My work at Cambridge. My days at Cambridge. Cambridge. My days at Cambridge. My days at Cambridge. Cambridge University. Imagine being in one of the most prestigious universities in the world, having the most prestigious philosophy department. I went there. I studied under them. Numai un pic, pune pauză. Da. Deci, vedeți, repetate cazuri în care el spune că a studiat la Cambridge, apoi în 2018, forțat, bineînțeles, recunoaște că nu a studiat acolo, n-a fost niciodată înregistrat. A audiat și el niște sesiuni. Profesorul pe care îl menționa de atât de multe ori nu lucra la universitate în anul respectiv. Deci, la fel ca minciuna asta, sunt zeci de minciuni care s-au descoperit de-a lungul timpului. Departamente pe care el zicea că le-au condus, care sunt inventate. Facultatea respectivă n-a avut niciodată un astfel de departament. Deci, dacă cineva vrea să caute, să vadă în detaliu, o să publice, Andrei, am făcut o mică schiță cu mai multe documente, O se să pun la vede. descriere ca să știe toată lumea. La descriere găsiți toate Da. linkurile pe care le Mădălin o să le prezinte. Deci, în general, el și-a creat o imagine de foarte mare academician, dar titlurile pe care le avea, de exemplu, doctoratul lui, era un doctorat onorific. El nu obținuse un doctorat serios, făcând o școală doctorală, dar vrea ca oamenii să se adreseze lui doctor Zaharias. Deci, de aici, cred că începe problema. Un om care minte în domeniul ăla și nu renunță să perpetueze aceleași minciuni în scris, ați văzut în câte repetate rânduri, și alea nu e exhaustiv, au fost mult mai multe. Un om care nu renunță să spună minciunile alea decât când este forțat și atunci, pe așa, nu public, nu, și asta nu-l face pe el să renunțe la lucrarea lui, deși o minți, are un caracter interesant. Și atunci, sigur, dacă minte în domeniul ăsta atât de ușor de verificat, și apropo încă o dată, videoul respectiv e făcut de un atel care căuta dovezi pentru existența lui Dumnezeu în propria lui călătorie.
care vorbește cu mulți alți creștini, care s-au dus la facultate să studieze filozofie și creștinism. Deci era un om interesat și care a devenit foarte dezamăgit văzând că omul pe care creștinismul ridică în slăv ca fiind ce-au ei mai bun, era de fapt fraudulos pus acolo. Asta în timp ce avem pe John Lennox, care era parte din Ravi Zacharias International Ministries, unul dintre cei mai mari matematicieni ai lumii, sau pe atât de mulți alți oameni de știință, cu adevărat profesori la Oxford, da? Alistair McGrath și o grămadă de alții. De ce Ravi să fie omul care îi strânge pe tot sub umbrela numelui său? Nu, interesant, iar în numele ministry, numele slujirii lui, era cu numele lui. De ce să aibă în UK o franciză, ca să zicem așa, în Australia, în 35 de țări, care să primească din donații și din vânzări de carte între 35 și 40 de milioane de dolari pe an, în timp ce titlurile lui academice erau inventate? Poate lumea se întreabă de unde știu cifrele astea. Hai să deschidem un pic al doilea link. Asta este un site oficial care urmărește veniturile fiecarei asociații, așa cum sunt ele declarate în mod oficial. Deci astea sunt date oficiale de la, se vede sus, Alberta, Georgia, și ne ducem în jos, în documentul ăsta, și vedem în fiecare an, el a depus formularul ăsta 990, și iar în 2015, este ultima oară când l-au depus, o să explic acum imediat și de ce, și au făcut 25.742.588 de dolari. Ei, dacă ne uităm mai atent în cum s-au folosit banii ăștia, și mai jos avem niște documente, vedem că jumate de milion au mers specific către Ravi și soția lui Margie, iar către familia lui extinsă au mers peste un milion de dolari pe an. Pe an, gândiți-vă la asta. În 2015, ei au refuzat, mai jos în fiecare de downloadat. Deci dacă vrem, și tot istoricul lui, cine vrea să citească mai mult, poate să... Nu, nu acolo, Andrei. Mai jos sunt alte butoane unde te lasă să le downloadezi. Cel puțin mie așa mi-a apărut la tine, nu știu de ce nu apare. Bun. În 2015, din 2015, când ei au depășit punctul ăsta de 25 de milioane de dolari, au refuzat până în 2018 să mai depună acest formular, dar după 3 ani, dacă nu-l depui, îți pierzi dreptul de a avea reduceri la taxe, tax exemption se numește. Și atunci au cerut ca Asociația Ravi Zacharias International Ministries să fie considerată biserică. Întrebarea mea, este RZIM biserică? Nu e o nouă misiune? Ferească Dumnezeu! Bun. De ce ai face asta? Dintr-un singur motiv, care oricine a citit pe subiectul ăsta l-au găsit, este ca să nu mai publice salariile conducerii, bordului. Și, apropo, bordul, care și acum o emis ultimele scrisori deschise, raportul, este secret. Cine este bordul acela? Unde se, ai văzut vreo semnătură? Știm anumite poziții, dar cine e bordul de director? Uh-huh. E foarte multă. Dar acum, după tot ce s-a întâmplat, în prezent, se merge pe aceeași idee de secret. Uh-huh. Da, ori lăsat studiul respectiv să fie publicat, dar ce nu se știe că s-au făcut niște presiuni enorme ca lucrul ăsta se întâmple. Că a fost o scrisoare deschisă de către semnată de o grămadă de apologeți, care să le ceară inclusiv apologeți din cadrul lor să emită, să dea drumul acestui studiu. Deci, fii atent, tu schimbi statutul asociației în biserică ca să scapi de transparență. Dar e evident, cum poate să devină o asociație o biserică? Și cum poate să devină o biserică o asociație care are membri în toată lumea? E aberant, adică... Păi erau ca o denominație, s-or poziționa. Dar era doar o chestie fiscală, Andrei. Ei nu au început să ordineze, să dea cina, să facă nimic, să sacramente. Chiar dacă nu începeau să facă asta. Adică... Dar eu am mai auzit la
organizații parabisericești care luau cina fiecare. Și avem și România care te îndeamnă să iei cina și singur. Dacă ești pe vapor sau ești în mașină sau oriunde ești, ia cina. Deci nu ne-am mira ca să ajungă și la aberații din astea. Dar asta nu-i face biserică. Da. Da. Dar interesant că motivul pentru care ei au vrut să facă asta nu era fiindcă vreau să ia cina. Da, ci financiar, și să scape de taxe. Pentru că vrea ca lumea să nu știe despre ce se întâmplă cu banii care veneau de la donatori. Lucruri care au fost descoperite acum în raportul pe care majoritatea sper că l-au citit și care se uită la asta, dacă n-ați citit raportul, n-are rost să avem discuția asta, se vede că ei aveau anumite fonduri, cum era ceva cu Hope, aveau un alt ONG prin care plăteau de fapt patru masăze de-a lui Ravi pe una $40,000 pe an. Aveau masăze care călătorea tot timpul cu el acolo pe parte financiară. Chiar dacă ei din nou vreau să arate să afișeze o respectabilitate fiind membri în diverse asociații care verificau dacă există proceduri de accountability pe partea asta financiară, este evident și clar pentru toată lumea că nu era așa, dar mai este încă un lucru evident, că asociațiile respective care te acreditează, de fapt nu fac treabă bună și doar o chestie pe care o cumperi. Membership-ul acolo e doar așa, o chestie de să înșele donatori. Deci, e extrem de trist lucrul ăsta. Vedeți, înainte să ajungem la abuzul sexual, omul ăsta mințea cu privire la titlurile lui academice. Spunea că a fost în anumite locuri, i-a predat un profesor care nu preda acolo, că a condus un departament care nu există. Făcea o grămadă de bani pe chestia asta și crease un imperiu în numele lui, sub numele lui, și prin asta au ajuns să facă multe altele. Dar ce vreau să punctez, Andrei, este că lucrurile astea, nu a fost o cădere în păcat. Despre Tony Anthony, judecătorul care l-a condamnat după ce a lovit o femeie, după ce a scris cărțile, după toate astea, nu știu dacă știi, Tony Anthony a lovit o femeie și a fugit de la locul accidentului și femeia a murit. N-am auzit. Și a fost arestat. Da. În cartea lui, a doua carte, după îmblânzirea tigrului, în a doua carte, vorbește despre evenimentul ăsta și minte total despre ce s-a întâmplat. Dar avem ce spune judecătorul în proces și zice așa: "You're a deceiving man." Ești un om înșelător. "You lied until you couldn't lie no more." Ai mințit până în punctul în care n-ai mai putut să minți. Același lucru îl văd eu aici ca șablon. Nu numai într-un domeniu al sexualității, că omul avea dureri de spate, masaje. Nu. E vorba de la obiectul muncii, că pretindea că e ceva ce nu este, la cum gestiona banii, apoi la relația lui în familie. Da, ce se întâmplă acolo, iarăși, o să iasă în viitor și în link-urile care le-am pus aici o să vedeți că deja încep să iasă. Eu cred că părerea mea personală că RSIM acum e în damage control, încearcă să salveze credibilitatea cât poate și mulți consideră, mamă, ce tari s-au făcut lucrurile astea. Eu sunt rezervat. Dar au făcut totuși o acțiune care s-ar putea să le explodeze în față și vreau încă o dată să zic, eu n-am nimic cu oamenii din asociația asta, că pe cei mai mulți nu-i cunosc, m-a ascultat și eu câțiva, am citit cărți, pe Vlad, de exemplu, respect, n-am nimic cu nimeni personal, studiez din afară ce se întâmplă. Dar ori angajat-o pe o tipă, Rachel Delahore, care ea l-a expus pe Nasser, pe antrenorul de gimnastică, care de-a lungul a 10 de ani abuzase peste 200 de gimnaste. Și a fost prima care a ieșit în față și a vorbit. O femeie asta e foarte cunoscută între cei abuzați, între victime și între avocații lor, ca fiind foarte de încredere. Și ei au spus că oricine are detalii suplimentare sau are alte cazuri să o contacteze, să vorbească cu ea. O să vezi ce urmează de aici încolo. Okay. Pentru că nu mai poți opri robinetul. Da, da, da. Pentru că ei spun în investigația lor că s-au limitat, chiar astăzi iar am citit partea asta, s-au limitat în investigație doar la spauri. O să ajungem peste câțiva pași la spaurile astea. De parcă doar la spas poate păcătui. Da, dar ei nu s-au uitat la ce s-a întâmplat în general în alte părți. De exemplu, au refuzat să audieze pe Ann Thompson și să ridice
contractul ăsta de confidențialitate prin care ea e legată acum de Margi, de soția lui Ravi. Apropo, ce motiv după moartea lui ar avea familia din a o forța pe femeia asta și pe soția ei să nu vorbească despre ce s-a întâmplat între ea și Ravi? Ce motive ai putea avea decât că vrei să ascunzi? La fel cum ai schimbat statutul asociației în biserică. Înțelegi? Deci e tot înșelătorie. Și au refuzat să investigheze sau n-au putut să investigheze ce s-a întâmplat în special în Asia. Gândește-te dacă în Toronto sau în Georgia, în Canada, da? Și în America, locuri unde el avea spaurile, avea business-urile, locuia, era familie, era foarte cunoscut, el își permitea să abuzeze sexual angajate de la spaur pe care el era co-patron, da? Co-owner. Tu îți dai seama ce era în stare să facă în Bangkok, unde avea două apartamente și într-un din ele locuia o masoză pe care o întreținea de ani de zile? Sau în Thailanda? Acolo toate detaliile astea sunt scrise în acel raport? Da. Toate super, sunt cele emise de Ravi Zacharias International Ministries. Nu sunt bârfe. Ei da, l-au pus deci, pe site-ul lor. Bordul lor. Și este raportul da, avocaților raportul. Plătiți de ei. Da. Ei deci au să fie foarte familia, clar. Ei le-au da. Dat telefoanele. Ei le-au dat laptopul și ei pur și simplu au raportat ce au găsit după ce au angajat o firmă de hacker de, no, care se caute lucruri care Ravi încerca să le șteargă. Au găsit peste 200 de imagini cu femei pe telefonul lui care nu erau soția lui, între care imagini femei cu sâni goi, dezbrăcate complet, un video din 2019, ultimul, cu femeia respectivă din Bangkok în timp ce se făcea lucruri care n-ar trebui să le discutăm noi pe telefon. Videouri pe care, și poze pe care Ravi le solicita. Femeile astea care nu se cunosc între ele, toate povestesc cum el prima oară se prezenta ca fiind a father figure, un fel de tată, o figură paternă, le atrăgea în relație, le întreba despre viața lor, despre situația lor financiară și după ce, termenul în engleză e groom, după ce le atrăgea în relația asta, le prostea, le păcălea, începea să le abuzeze în diverse feluri. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat dintr-un raport de doar 4 luni. Și încă un lucru. Atât RSIM, cât și familia a refuzat la cererea avocaților pe care ei au angajat, au refuzat să dea telefonul din 2017 când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Ann Thompson și dosarul avocatului care a făcut contractul ăla de confidențialitate în care erau toate dovezile. Acel dosar n-a fost văzut nici măcar de bordul Ravi Zacharias International Ministries. Foarte interesant. De ce? De ce se refuz? De ce e această lipsă de informații din timeline? De ce nu e transparență totală dacă tot știm ce s-a întâmplat? De ce vor să dea drumul la informație, dar atât cât e necesar ca oamenii să zică, mamă ce sinceri sunt ei și după aceea să îi lase în pace? Și lucrul ăsta nu se va întâmpla. Pentru că odată ce bulgărele s-au plecat. Dacă nu există o pocăință totală, sinceră și o transparență totală, păcatul te va găsi și va da cu tine de pământ rău de tot. Și eu m-aș bucura să învățăm lecția asta. Nu pocăință cu jumătate de gură, nu atâta cât te gândești tu că dacă zici după aceea poți să continui. Nu. Total. Și aici am multe gânduri, dar nu mai intru în ele. Ok, hai să mergem mai departe. Da. Doar să știi că avem deja o oră și 5 minute. Va trebui să galopăm puțin. Da. Al treilea link este mărturia femeii pe care el a abuzat-o, Ann Thompson. De unde o porni de fapt? Deci, o porni din mai multe surse de conspirarea lui. A fost ateu ăsta care au văzut partea de credentials și partea financiară. Dar după aceea el a dezvoltat o relație cu femeia asta. E o poveste interesantă, dacă citiți mai jos, este după mărturia ei de acum, pentru că până în momentul ăsta i s-a refuzat dreptul să spună povestea și ea totuși a făcut-o, pentru că în a doua zi după ce Ravi a semnat contractul ăsta, el a dat o declarație în Christianity Today spunând că ea este prădătorul care a încercat să ia bani de pe el. Și ei s-au închis gura și au zis, au cerut în repetate rânduri să se ridice această clauză de pe ea, iar acum, după ce au început toți alții să posteze, și-au spus și încă o dată povestea, vreau să vă
atrag atenția la ceva. Femeia asta a suferit din 2017, după ce a spus, groaznic de mult. Familia ei aproape s-a distrus, copiii. Știți, interesant, au fost la niște consilieri biblici care au ajutat-o în procesul ăsta să recunoască ce se întâmplă între ea și Ravi, să se pocăiască, se scrie la Ravi, este scrisoarea, v-am pus următorul link scrisoarea în care ea îi spune clar că este păcat ce fac, că nu este bine, că trebuie să oprească și că vrea să-și anunțe soțul, care el nu știa nimic despre asta, să-și salveze căsnicia. Interesant, pașii pocăinței biblice. Și au fost portetizate ca fiind escroacă, care vrea bani de la el, în timp ce pe nimeni nu a întrebat ce se întâmplă. Și nu, și RZIM nu a avut un interviu și cu ei. Totul s-a discutat între familie și ea și un avocat și s-a plătit cu bani și gata. Cum de nu a ridicat asta întrebări? Nu e asta complicitate? Este interesant să vedem că dacă mergi mai jos, vezi când ea, după ce îi scrie răspunsul, du-te un pic, te rog, mai jos, vreau să vă citesc doar câteva părți de la ce răspunde Ravi. Dacă îmi zici unde sau ce... Așa, o propoziție sunt, este o scrisoare from Ravi. Nu, du-te mai jos, că e un print screen. Mai. Okay. Da. După ăsta. Asta e scrisoarea ei și după aia e răspunsul lui. Ok. Mm-hmm. În octombrie 29-2016, Ravi întreabă, o să-i spui că sunt eu soțului ei, da? Ai promis că nu o să-i spui. Mă trădesc și nu am nicio altă opțiune decât să-mi iau la revedere de la lumea aceasta, îți promit. Asta e o acuzație că mă sinucid și o să vedem în ultimul link că și cei din Ravi Zaharias International Ministries l-au presat pe chestia asta. Bid the world goodbye. Îmi iau la revedere de la lume. Gata, mă sinucid. Asta înseamnă. Și el zice nu, că la estici ar însemna altceva. În India înseamnă că îmi distrugi caracterul. Mai jos zice, nu mai putem măcar să ne mai întâlnim o singură dată. Te rog. Și apoi mai jos zice, puțin știam eu sau îmi imaginam că aceasta va fi cea mai întunecată și blestemată zi din viața mea. Nu o să mai auzi de la mine. În momentul ăsta, consilierii intră pe și scriu numele ei, de pe mail-ul ei. Că uite, noi suntem consilieri, cu noi lucrează, nu știu ce, te rog oprește-te, ea nu vrea să mai fie sub presiunile tale. Și el zice, bine, să-i transmiteți că mă rog pentru ea. Și sunt, eu acum v-am arătat doar o parte din discurție. De discuție e mult mai largă. El promite, după ce își cere iertare, că o să se schimbe și că ăsta a fost un accident și recunoaște că a fost adevărat. Și zice, I will be a better man in the future. Îi spune soțului. Deci, dacă lucrurile astea erau recunoscute în 2017, ar fi schimbat cu ceva percepția asupra lui Rabin. Dar nu. Să-l credem, să tăcem. Mergem înainte. Cum? Slujitorul Domnului. Și asta a permis ca el să continue o grămadă. Pe aceeași linie. Bun. După femeia asta, la care i s-a închis gura, efectul care îl descriu mai multe persoane care au fost abuzate, inclusiv femeia aia care, Ravi, gândiți-vă cât de demonic poți să fii, ca tu să-i spui unei femei pe care ai plătit-o să facă școală, după aceea îi ceri sex în schimb, o forțezi să se culce cu tine, ia, cuvintele ei sunt viol, alta spune că de 50 de ori s-a întâmplat partea asta cu masturbarea lui Ravi cu ea, de față sau punând-o pe ea. Și la femeia, la final, Ravi zice, acum, hai să ne rugăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate. Ăsta e un om care are Duhul lui Dumnezeu, da? Care a căzut, ca și David. Cum descrie David situația lui? Că în mine se topeau oasele, fiindcă nu mărturiseam păcatul. Pe când el îl transforma pe Dumnezeu în proxenetul care îi aduce lui rewards. Zice, îi zice ei, tu ești un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat mie pentru că eu am slujit toată viața pe el. La fel cum alți oameni sfinți din Biblie aveau mai multe soții, la fel și tu. Dar nu cumva să spui cuiva că ai fi vinovată de milioane de oameni care vor merge în iad. Hello! Să spuneți că un astfel de om nu este demonizat și inspirat demonic, condus de demoni, este... Cum adică să spui să te rogi după ce ai făcut lucrul ăsta? Să-i spui ei că ea este, că ce fac ei e o oportunitate?
și să-i mulțumim, nu, măcar să ne cerem iertare, că înșel soția, nu-i păcat, nu, tu ești un dar. Gândiți-vă cât de grotesc. El la Ann Thompson îi cerea să se întâlnească cu el fizic și măcar o singură dată să își consume iubirea, așa spune. Gândiți-vă la chestia asta că pentru că la Ann Thompson i s-a închis gura atât de tare și a fost portretizată în felul ăsta, și femeia de care am vorbit înainte a zis că cum să mă duc eu să spun cuiva, cine mă va crede, cine va lua vreo acțiune. Și a rămas în situația aia și a continuat să fie abuzată pentru încă ani de zile, până el a murit, am trecut, pentru că cine s-o creadă? Vă dați seama ce mesaj transmitem noi abuzatorilor? Ce mesaj transmitem celor abuzați? Ce mesaj transmitem lumii prin felul în care ne raportăm la o situație ca asta? Pentru că biserica stă sub ochii unei lumi care o privește și o evaluează. Ce spun cei răniți? N-are rost să vorbesc, o să mi se zică să tac din gură, că distrug reputația? Dar ei, toată suferința lor, modul în care ei îl văd pe Dumnezeu, nu ar trebui noi să fim vocea celor fără voce? În alt link de aici, vedem un articol în trei părți făcut de o jurnalistă care a investigat foarte profund. Dacă intrați pe Julie Royce, o să găsiți foarte multe documente foarte interesante care nu le găsiți în altă parte. Și aici e a doua parte dintr-o serie de trei articole despre cum s-a dezvoltat relația între cei doi și cum a atras-o el în plasă. Sunt o grămadă de dovezi aici că atât Rabbi cât și RSIM au mințit când au spus că ea a încercat să-i stoarcă de bani. Acolo o să găsiți lista cu jurnalul de apeluri, cum am zis, cu mail-uri între cei doi. Se vede clar cine pe cine a sedus și care a fost dinamica. Pentru cei care vreți mai multe detalii când spun că și The Ministry a fost implicat în aceste minciuni, gândiți-vă că asta au publicat ei în 2017 decembrie, că totul e o minciună. Ei au ales să-l creadă pe Ravi. Actualul președinte, Michael Ramsden, a spus că el a citit toate mail-urile între cei doi și că nu era nimica compromițător acolo. Că a citit toate mesajele criptate de pe BlackBerry de la Ravi din telefon. Dar Ravi a spus că le șters în 2016 de pe telefon. Deci sunt atâtea minciuni și încă un lucru, minciunile astea nu le deconspir eu. În ultimul link care l-am pus, Dr. Max Baker Hitch este un profesor senior de la RSIM, de la Oxford Center for Christian Apologetics, care ținea sesiuni la Wycliffe Hall, care aparține de o sală privată din cadrul Oxfordului. El vorbește despre cum în primul link, Apologetics, RSIM Apologist Letter Lost Trust Reparation. Aici o să vedeți din întâlnirii private între ei, adică doar în cadrul asociației, el vă arată cu detalii concrete când s-a mințit, cum s-a mințit, ce s-a spus și nu era adevărat. Deci, vedeți, până în punctul ăsta, încă nu există full disclosure, cum se zice. Nu există transparență totală. Și pe mine asta mă doare foarte mult. Articolul de mai sus, din Christianity Today, cei de la Christianity Today, după ce Ravi i-a închis gura lui femeia asta, dându-i $250.000, au făcut propria lor investigație și au găsit alte trei femei care acuzau același lucru. Și l-au publicat. Abia atunci au început să se miște iară roțile. Când o asociație atât de mare, un trust media atât de mare, arăta ce anume se întâmplă în lucrarea lui, în viața lui. Ei, în momentul în care i-au făcut asta, RSIM a hotărât să facă o nouă investigație și o a angajat firma asta. Un detaliu care vreau să-l zic și ei. Inițial au angajat un alt avocat care avea ca scop să-i defăimeze pe Ann Thompson și să le distrugă reputația ca nimeni să nu-i creadă. Frate, tu ca creștin, angajezi intenționat un character assassin, un asasin de caracter, ca să-i distrugi reputația? Dar nici
pe cei pe care eu l-am ales până la urmă, pe Miller and Martin ăștia, dacă intri la ei pe site, ei sunt specializați în situații de criză. Pe cum să faci damage control. Gândiți-vă la chestia asta. Să s-a angajat ce mai o asociație creștină, cum este Grace, de exemplu, Godly Response to Abuse in the Church Environment, in the Religious Environment, condusă de unul dintre oamenii care au făcut cel mai mult în direcția asta ca să apere victimele abuzului, de ce nu i-au luat pe ei să investigheze, pe Boz, care când, în momentul în care fratele lui Tulian, amândoi sunt nepoții lui Billy Graham, când Tulian a fost deconspirat ca fiind prădător sexual, fratele lui Boz l-a investigat și l-a atacat, care e și procuror. De ce nu s-a dus la ea, că erau creștini, să facă o investigație foarte serioasă? Nu, a luat o firmă de avocatură necât și neindependentă, dar și cu ăia erau atât de multe dovezi, încât uitați ce raport a ieșit. Dacă erau cu adevărat sinceri, și din nou vă invit pe cei care vă îndoiți de afirmațiile mele, citiți cel puțin ultimele trei articole. Ăsta de pe Christianity Today spune clar că Margie, soția lui Ravi, refuză să ridice clauza de confidențialitate de la femeia respectivă. De ce? De ce ai face asta? E mai în jos, e destul de lung articolul. Da. În uitați-vă tot la Julie Royce, ultimul articol. Deschide-l, te rog, și pe acela. Ok. Julie Royce, acum se deschide. Opinion. New Ravi Zacharias allegations highlight secrecy, cover-up and questionable practices at Erez Zion. Tradus, noi acuzații în privința lui Ravi Zacharias arată ascunderea, secretul, faptul că acopereau lucrurile și practici demne de puse la îndoială din partea organizației. Spun asta că mai multă lume i-a ridicat în slăvi. A fraților lui s-a strâns mâna la spate să spună cât au spus și încă n-au spus tot. Să Ravi venea cu femeia aia cu Maseoza și vorbesc mai mulți directori de la RSIM, venea cu ea la întâlnirile cu mari donatori și o punea să le facă masaje. Și era plătită din, era parte din staff, sunt organigramele care îți arată când îi raporta direct lui Ravi, după aia îi raporta direct fiicii lui. De ce fiica lui cu tot scandalul ăsta este încă CEO? De ce nu și-o dat demisia? Pentru că e o mașină de bani. Ăsta e răspunsul. Zic eu. Pentru că încearcă să salveze cât pot. Băi, e un răspuns foarte frumos care probabil ar fi ajutat pe multă lume să înțeleagă care este inima lor. Dacă ar fi zis, băi, închidem tot, dăm toți banii ăștia la asociații care ajută victimele abuzului sexual. Vom lucra cu toții să facem niște practici clare care să ajute biserice ca lucrul ăsta să nu se mai întâmple niciodată. Frate, uite, o soluție concretă care arată că chiar îți pare rău și nu eu cer lucrul ăsta încă o dată. Am vorbit de Dr. Max Baker Hitch, el însuși cere asta, care este unul dintre seniorii din cadrul asociației. Eu nu zic că toată asociația este coruptă, nu mă înțelegeți asta. Majoritatea informațiilor cele mai condamnabile au ieșit de la oameni din cadrul asociației. Scrisori publice. John Lennox s-a rupt legătura cu ei. Toată Anglia ca și organizație s-a rupt de ei. Australia la fel. Sunt mulți oameni integri acolo. Eu vorbesc de board-ul care acum încă conduce asociația mamă din Atlanta. Apropo, fiul lui, Nathan, este aici un link de pe Instagram. Te șochezi să vezi cum e așa numai apărare. El zice că mama lui, de fapt, trebuia să zică ce se eliberează și ce nu. Și că ei, nu i s-a prezentat prima oară ei raportul, ci la board. Și ei au decis că mama trebuia. Dar de ce? Citiți? Să vedeți cât de mult partea asta de acoperi, de secret, de ei sunt, cum să zic eu, așa... o clasă superioară care nu dă socoteală. Și pentru mine e foarte dureros să văd atitudinea asta în momentele astea în care au ieșit toate informațiile. Da. Bun, ce putem învăța din toată povestea asta?
Cum se raportează Dumnezeu în Scriptură la astfel de situații? Vreau să vă citesc un alt pasaj. Vă zic ce pe mine m-a durut e cât de puțină lume au luat în vedere victimele. S-au vorbit de familia lui, s-au vorbit de lucrarea lui, s-au vorbit de cărțile lui, dacă le mai ținem în bibliotecă sau nu. Dar frate, de victime, de zecile de femei care probabil sunt și acum încă abuzate. Uitați-vă, unele dintre cele mai groaznice mărturii împotriva lui, știți cine le-a adus? Co-ownerul de la cele două spauri. Nu se prea vorbește despre Vicky, despre prima parteneră a lui Ravi, care a închis primul spa, Touch of Eden, pentru că masiozele se plângeau de faptul că Ravi le cerea happy endings, adică să facă masaj cu finalizare. Și femeia aia, până la urmă, a închis business-ul din cauza lui, vă dați seama. Sunt 5 ore de interviu a ownerului care fusese hindus și se întorsese prin Ravi și zice că Ravi e singurul lui prieten. Și omul ăsta povestește ce se întâmpla în cadrul spaurilor și cum credința lui a fost distrusă. Omul a ajuns pe străzi, homeless. Vă dați seama? Wow. Văzând discrepanța enormă între cine era Ravi, omul prin care el s-a întors, și ce făcea Ravi în camera din spate de la spa. Cum aducea femei din India și din Thailanda care nu am alt cuvânt decât că erau traficate. Și femei de genul ăla probabil încă sunt traficate. S-ar putea să pice niște rețele de trafic aici. Pentru că, încă o dată, el le aducea la întâlniri cu donatori mari, pe una cel puțin, și o punea să facă masaje gratuit chiar și la sediu RSIM, sediu general. Asta e mărturie de la doi directori care spun că, nu uitam, cine e femeia asta de 20 de ani, frumoasă, trăgătoare, care vine dintr-o dată cu Ravi pe ușă, numai ei doi, povestind, zâmbind. Și încă un lucru, dacă el era un om integru, de ce o atacat pe orice angajat din asociația lui care îi punea întrebări? Sunt din nou mărturii, atât în articol, cât și după aceea au ieșit o grămadă care spun, uite, eu personal am întrebat. Gândiți-vă că ăsta era un om care înainte să moară mințea că el și-a făcut o practică din a nu sta singur cu alte femei. Dar știa toată lumea că el călătorește cu o masioză, că el stă cu ea câteodată și 3 ore, că stă în Asia săptămâni întregi, costat între 2010 și 2014 254 de zile numai în Bangkok, unde avea două apartamente în care într-una stătea masioza la un etaj și el în altul. Și a și cerut rambursare de la RSIM a banilor pentru timpul pentru cele 254 de zile. Că doar n-avea de gând să stea acolo gratis. Trebuie plătit omul, înțelegi? Deci nu a văzut nimeni financiar lucrurile astea. Nu a văzut că de pe aripa lor filantropică, de pe ONG-ul lor, erau plătite aceleași 4 femei care erau masozele lui. Și uitați-vă încă un lucru, cum nu te mai saturi. O avea pe cea care călătorea cu el, o avea pe aia în apartament. Mai avea încă vreo 4 care le plătea, dar în telefonul lui s-au găsit peste 200 de numere de masoze. Ăsta era un pervers extraordinar. Când a împlinit 70 de ani, de ziua lui, i-a scris la M. Thompson să-i trimite cadou o poză cu ea dezbrăcată. Ce-i de apărat, fraților? Eu nu pot să cred că cineva a citit detaliile astea, le-a înțeles și după aia tot zice, păi și de ce să discutăm despre asta? Atunci și tu ești la fel ca el. Dacă tu întreții un astfel de comportament și îl scuzi, o să stai înaintea adevăratului păstor. Uite, uite Andrei, cum se raportează Dumnezeu la situația asta. În Maleahi, ultima carte din Vechiul Testament, Dumnezeu vorbește, dacă înainte vorbea cu preoții, acum vorbește cu păstorii. Capitolul 2. Și acum porunca aceasta este pentru voi, preoților. Dacă nu veți asculta și dacă nu veți pune la inimă ca să dați glorie numelui meu, zice Domnul Știrilor, voi trimite un blestem peste voi și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat. Pentru că nu puneți la inimă porunca mea. Iată, vă voi mustra urmașii și vă voi împrăștia balega pe față. În altă parte zice, voi arunca balega voastră. Vă voi arunca balega în față, balega jertfelor de la sărbătorile voastre și veți fi luați împreună cu ea. Dumnezeu zice că religia acestor oameni și sacrificiile lor e ca o balegă înaintea lui pe care o ia și o aruncă înapoi în fața preoților. Dumnezeu e scârbit de astfel de oameni. Nu trebuie apărați, nu se identifică cu ei. El nu vrea ca lucrurile alea să fie ascunse, nu. El le urăște, le face publice, ia balega mizerilor, jertfelor lor și le aruncă înapoi în față, nu le primește.
Deci dacă ești un ipocrit, că nu cred că de multe ori cineva ți s-a adresat direct, oricine ai fi, oriunde te uiți, Dumnezeu să-ți arunce în față toate mizerile pe care le faci și vei sta în fața Lui și vei fi judecat. Și vai de cei care vor striga la munți, se vor ascunde în pește și vor zice, ascundeți-ne de mânia mielului. Pentru că noi avem un Dumnezeu care vine să facă judecată. Și ochii Lui vor fi ca niște flăcă. Și din gura Lui iese o sabie și va face un măcel pe o lungime de 200 de kilometri și sângele celor răzvrătiți va ajunge până la zăbalele cailor. Pocăiește-te! Du-te la autorități și predă-te dacă faci lucrul ăsta și oprește-te pentru numele Lui Dumnezeu, pentru că vine o zi în care se va face judecată și vei plăti. Și toate victimele vor avea lacrimile șterse. Și acum vreau să spun victimelor, dacă sunteți în România sau în altă parte și sunteți într-o astfel de situație, cereți ajutor. Nu vă lăsați intimidați, nu-i vina voastră. Nu credeți minciunile că voi ați făcut ceva greșit și că dacă o să spuneți, o să distrugeți, o să faceți rău. Nu ai manipulare. Veniți să primiți ajutor, căutați oameni de încredere și mărturisiți prin ce treceți și cereți ajutor de la autorități. Dumnezeu a lăsat dregătorii cu un scop, ca să pedepsească pe cei ce fac rău. Și oamenii ăștia trebuie să plătească în fața legii, chiar dacă e tatăl tău care e pastor, chiar dacă e bunicul tău care a plantat biserica din oraș, chiar dacă e prezbiter, nu contează cine e. Cere ajutor, spune, caută, nu te lăsa în continuare abuzat. Dumnezeu nu e de acord cu lucrul ăsta. Și e foarte important să nu le transmitem victimelor că ce li se întâmplă lor e sancționat, adică aprobat de Dumnezeu. Nu, este sancționat de El. Și îmi rupe inima să știu că cineva ar face ceva de genul ăsta copiilor mei. Și eu să mă duc să caut ajutor și cineva să-mi zică să tac, păi te mănânc și pe tine și pe ăla. Cum adică? Deci e vorba de copiii lui Dumnezeu. E vorba de oameni cu chipul lui Dumnezeu care sunt distruși emoțional, spiritual, fizic, de niște prădători. Fraților, nu-i nimic spiritual să apărăm prădătorii. De-a lungul, uitați-vă, vreau să mai zic un verset și după aia, Andrei, te las pe tine. În Roman 2 spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea lui Dumnezeu, chiar și față de ravii, a fost prima oară demonstrată când o dat pe față minciunile cu titlurile. Apoi a fost dată pe față în momentul în care s-a văzut partea financiară. La fiecare o refuzat să pocăiască. Apoi a fost dată pe față de Ann Thompson. I-a dat niște bani, o forțat-o, o presat-o, o venit cu avocați puternici, eu le-o închis gura. În a doua zi, după ce el a făcut lucrul ăsta, pe telefonul lui, în raportul ăsta, spune că el a cerut de la altă femeie poze nude, poze cu ea dezbrăcată. O continuat în exact același șablon, zicea, ce vede Dumnezeu? Cine mă poate prinde? Eu sunt deasupra, sunt un om special. Țineți minte când zice în psalm, ai crezut că sunt ca tine, dar îți voi arunca tot în față. Apoi s-a întâmplat cancerul și nici în momentul ăla nu s-a pocăit. Câte șanse, câte ocazii, din nou și din nou, cu spaurile, când Vicky, partenera lui, a închis spaul și a zis că, uite, din cauza aia, nu mai vreau să continuăm. Când colegului spunea, uite, a venit proprietarul și m-a întrebat dacă ție îți place să ai masaj cu finalizare și ăla era necreștin. Când din nou și din nou păcatul ieșea la iveală, Dumnezeu îl chema să pocăiască și o refuza. Și o preferat să-și apere imaginea, dar s-a dus în fața unui Dumnezeu sfânt. Și vreau să ofer speranță, dar mi-e foarte greu, vă zic sincer, mi-e foarte greu să ofer speranță unui lup. Unui lup răpitor care nu cruță turmă. Dar și lupii se pot transforma. Poate va fi foarte greu procesul. Dar Domnul Iisus și pe tâlhar, și pe pedofil, și pe prădători îi iartă. Dar oprește-te. Vino la El. Recunoaște. Du-te la soția ta dacă ești căsătorit. Du-te la alți lideri și cere ajutor. Dar dacă nu faci asta, vei plăti.
În același timp vreau să aduc foarte multă încurajare și mânghiere și speranță și m-aș bucura să avem timp să mergem în Scriptură, să vedem cum Dumnezeu este aproape de cei cu inima frântă. Este cel care vrea să rupă lanțurile robiei sexuale în care ai fost prins. Este cel care va condamna pe cei ce fac astfel de lucruri și va șterge orice lacrimă din ochii celor care sunt abuzați. Dragilor, Mădălin, uite, priviți la Domnul Isus. amin, amin. Da, Mădălin, vreau spune. să te întreb, pentru că am auzit deseori lucrul ăsta și cred că tu rezonezi cel puțin într-o oarecare măsură. Ne gândim la victime, da? Asta ar fi ultima mea întrebare, după care te las pe tine să închei cum consideri că este important de încheiat. Tu știi starea adunărilor noastre, vorbesc la modul general, sunt și adunări bune, sunt adunări sănătoase, sunt și așa mai departe, dar știi starea adunărilor evanghelice? Și știi că dacă multe persoane din astea s-ar duce să mărturisească, unele n-ar crede. Deci, nu știu dacă eu am povestit cu tine când eu cu soția mea am descoperit un mare lider din România care trăia cu o femeie. Deci, noi am trecut printr-o traumă la propriu, vreun an și ceva de zile, pentru că toată lumea era împotriva noastră. Deci, mă așteptam să fie comitetul cu noi, să fie colegii păstori cu noi, să fie biserica cu noi și nu erau. Și eu vorbesc despre mine când eram păstor în biserică, da? Nu vorbesc că eram un membru simplu. Tu știi că dacă membrii simpli, și vreau să fim realiști, tu știi că dacă un membru simplu s-ar duce în multe adunări și ar spune, ar fi trimis la plimbare. Ce recomanzi? Pentru că Știu. eu sunt 100% Să sigur nu că se sunt oprească situația. acolo. Bun, ce Să să nu se fac? oprească acolo. Dar, Andrei, hai să o spunem iară pe șlau. În comunitatea evanghelică se știe deja despre câțiva prădători de genul ăsta. Se știe și se Da, discută uite, în fără să se situația dea noastră, știi nume. ce? Și nu se face nimic. Secretarul comunității i-a spus să-și dea, să ducă la pensie. Bun, dar victimele pe care le-a făcut 30 de ani. Deci, imaginează-ți că prădătorul ăsta, în timp ce soția mea era bolnavă, nu, băiatul meu cel mare era bolnav în spital și noi am făcut vreo 1.000 de kilometri, cred că în câteva zile și mă duceam, așa, el o căuta fără știrea mea și a nevestei lui o căuta la spital. Ea a fost suficient de înțeleaptă ca să nu-l primească. Dar imaginează-ți ce tupeu și ce demonizat era, înțelegi? Și oamenii aveau impresia, când am zis comitetului, am zis dacă se ducea la nevastă mea, îl căcam cu mașina. Îți dai seama? Bă, dacă ești mascul puțin, dacă ești bărbat puțin, bă, frate, cum să atingă de nevastă mea, știi? Te tulbură teribil lucrul ăsta. I-au zis, s-a uitat un frate la mine și a zis, câtă răutate văd în tine. Știi? Deci, nu abuzatorul era problema. Eu eram ăla rău, știi? Nu, Nu gândește-te i-ai acum. răspuns. Frate, nu vrei să vină la soția ta să-i arăți tu bunătate, că tu împarți orice ai, că ești așa milos și Bun. îți Da, dai încheie seama tu. ce... Ce recomand? Unde, cum să meargă mai departe? Ce să facă? Păi, de asta am tot punctat și autoritățile, pentru că, din păcate, Andrei, de multe ori autoritățile sunt mai responsabile și, în special, în partea asta, protecția copilului sau cu abuzul împotriva femeii sau... Și să caute oameni de încredere, nu te opri la primul, nu mergi acolo, mergi mai departe, dar nu crede că dacă te-o respins unul, ăla e răspunsul lui Dumnezeu și tu trebuie să rămâi în starea abuzivă. Scrie, caută ajutor, scrie, frate, la presă în cel mai rău caz. Caută cumva să expui lucrurile, pentru că de cele mai multe ori nu ești singura victimă. Și dacă pentru tine nu mai vrei sau nu ai putere să luți, măcar luptă pentru alții, luptă pentru fete care încă n-au fost abuzate, dar urmează. Pentru că dacă împreună facem un angajament de a trăi în adevăr, de a duce adevărul la lumină, de a lupta cu adevărat, cu acest flagel groaznic, cu aceste păcate groaznice, care, apropo, în Apocalipsa, suntem avertizați că sunt, cum e Izabela, o femeie aceea care zice prorociță, care învață pe copiii Domnului, da? Pe ucenicii lui, să se dedea la curvie și la închinare la idoli. Închinarea la idol și curvia sunt foarte strâns legate, am mai vorbit despre asta. Da, mai vorbit. Și când se întâmplă în familie lucrul ăsta, când sunt cazuri urâte, mergeți și spuneți, nu vă înțelege păstorul, mergeți la o altă biserică, căutați, scrieți sunt diverse locuri unde puteți, scrieți mie dacă nu știți ce să faceți și vă sfătuiesc Da. cum să mergeți la autorități, dar Dă-mi te rog, nu rămâneți în dă-mi te rog starea adresa aia. ta de e-mail. Dă-mi te rog acum adresa ta de e-mail. Poate este cineva care are nevoie disperată și, uite, ar putea să-ți ceară sfatul. Mădălin Da? Da? Arond
Da? portulsperanței.ro. Bun, perfect. Uite, eu un lucru pe care l-am spus când am dat e-mail-ul multor persoane, le-am spus, soția mea verifică e-mail-ul și răspunde la multe dintre ele, deci în regulă să-ți scrie și sunt sigur că vor primi ajutor. Mădălin, din păcate trebuie să încheiem, avem o oră și 37 și 38 acuși. Mulțumesc tare mult, te-ai pregătit foarte bine, știi despre ce este vorba. Am făcut lucrul ăsta, deși unii poate nu înțeleg, pentru slava lui Dumnezeu, pentru ajutorarea multora, pentru a ne feri pe fiecare dintre noi din cadrele astea, din situațiile astea, a deveni mai serioși. Dacă cumva am cochetat, ne-am jucat cu vreunul din lucrurile pe care tu le-ai amintit, să fugim ca de dracu, că e pericol mare. Da. Și pocăința la nivele mici, când începe să fie expus păcatul, e cea mai bună prevenție ca să nu ajungem cursele astea mari. Da, mărturisește, frate, că ești ispitit. Mărturisește problema cu pornografia, că aia vine înainte de a acționa și înainte de a abuza și înainte de... Deci sunt multe, păcatele astea vin ca un ciorchin. Luptă în fazele incipiente. Am câteva persoane care sunt implicate în slujire, care au cerut ajutor pe problemă de pornografie după ultimele interviuri care le-am avut. Îi respect foarte mult, pentru că cerând ajutor, recunoscând, previn că astfel de lucruri se întâmplă. Chiar dacă știu că riscă foarte mult, dar măcar nu își riscă sufletul. Și vrei să te rogi tu la început, atât pentru situația asta. Și oamenii să înțeleagă că în inima noastră nu e ură sau răutate sau defăimare, e pur și simplu dorința de a proteja turma lui Dumnezeu. Și de a, un păstor trebuie să aibă o voce cu care strânge oile și le cheamă și o voce cu care alungă lupii. Și lupii trebuie să teamă de păstorii bisericii. Nu să creadă că așa molcom de pot să mânce oi în fața lor și ei nu fac nimic. Și cuvintele dure nu sunt adresate creștinilor, sunt adresate ipocriților pe care Domnul Iisus și Pavel zicea să se schilodească odată. Și erau niște blesteme apostolice acolo groaznice. Pentru oi, mesajul e mângâiere, dar pentru lupi, ipocăiește-te sau vei plăti prețul din mâna lui Dumnezeu, nu a mea. Da. Hai să ne rugăm întâi. Tată, îți mulțumesc pentru oportunitatea aceasta deosebită prin care tu ne-ai atras din nou atenția asupra atâtora adevăruri fundamentale din cuvântul tău. Îți mulțumim în primul rând pentru Domnul Iisus Hristos, marele păstor al oilor, care și-a dat trupul jertfă pentru păcatele noastre. Îți mulțumim că El a murit și pentru păcatele acestea grosolane, Doamne, despre care am auzit atâtea lucruri tragice în seara aceasta. Mă rog pentru mine, mă rog pentru Mădălin, noi doi în primul rând care am discutat în seara asta, nu credem că putem să stăm prin noi înșine în picioare, ci ne bazăm în totalitate pe tine. Știm că nimic bun nu locuiește în noi, în firea noastră pământească, ci tot ceea ce este bun în inimile noastre este Duhul Sfânt, nașterea din nou pe care tu ai lucrat-o în noi. Tată, ne rugăm pentru persoanele care ne-au ascultat să deschizi mintea și inima tuturor ca să înțeleagă cât de periculos și parșiv este păcatul, cât de viclean și înșelător și felul în care tu, Doamne, tratezi păcatul, cât de serios îl vezi. Îți mulțumesc pentru Mădălin, îți mulțumesc pentru că ai băgat frica de tine în noi prin cuvintele lui, prin lucrarea Duhului Sfânt. Fă-ne atenți, fă-ne mai veghetori, fă-ne mai precauți ca în toate lucrurile, în modul în care acționăm, în modul în care ne purtăm, prin ceea ce vedem, prin ceea ce facem, să te onorăm pe tine, Doamne, și să nu aducem defăimare asupra numelui tău care este sfânt și curat. Mă rog în momentele acestea și pentru persoanele care au suferit diverse abuzuri. Tată, te rog să-i binecuvântezi, te rog ca tu care ești marele păstor al oilor, prin Domnul Iisus Hristos, te rog ca să-i atragi la tine, Doamne, să le dai speranță, să le dai nădejde, dacă este, să le dai curaj, Doamne, ca să apeleze și să deschizi uși, să apeleze acolo unde trebuie, să fie ajutate, Doamne, și cei care sunt lupi răpitori, Doamne, apostați care profită de oile din turma ta să fie demascați, dați pe față și biserica ta să fie protejată. Lucrează tu în moduri nebănuite, tu lucrezi întotdeauna mai mult decât credem, cerem sau gândim noi și te lăudăm pentru lucrul acesta. Îți mulțumesc că ne-ai dat siguranța că tu ne ții mâinile tale și ne vei păstra pentru totdeauna acolo. Binecuvântează familiile noastre, protejează-ne, dă-ne pocăință adâncă, autentică, profundă, Doamne, și numele Tău să fie slăvit și binecuvântat prin noi. Amin. Amin, Doamne. Mădălin, îți mulțumesc din nou, Domnul, să te binecuvânteze pe tine și familia ta și pe mine și familia mea și pe voi. Și sperăm să ne vedem la un alt dialog altă dată. La revedere tuturor. La revedere, Domnul cu voi, pa.